Zilei și urmează să vedem un interviu de suflet cu Radu Vâlcan. El și Adela Popescu lucrează la proiectul lor foarte important, Casa de Vacanță, unde se gândesc să se retragă la bătrânețe. Mai mult până acolo, am fost curioși să aflăm unde își construiesc căsuța visurilor și cum va arăta locuința proiectată după ultimele tendințe. Au o familie frumoasă, o carieră de succes, iar acum se gândesc că, poate cu trecerea anilor, se vor retrage undeva la țară, în liniște. Radu Vâlcan și Adela Popescu își construiesc casa de vacanță în locul lor de suflet, mai exact la Șușani, acolo unde Adela și-a petrecut copilăria. Lucrurile avansează. Ai zis foarte bine, este o căsuță, un proiect la care ținem foarte mult, este un proiect sănătos și spun sănătos pentru că, într-adevăr, ne gândim că este o, nici măcar nu e o investiție, e mai mult de atât, este o investiție în sănătate și în confortul nostru, tot ce ține de psihic și așa mai departe, și pentru copii la fel, se pare senzațional. Locul este foarte frumos. Unde ați ales să construiți? Este în satul Șușeni, aproape de casa părinților Adelei. Acolo și fratele Călin, unul din frații Adelei, își va construi și el o căsuță acolo. E un proiect de suflet. Chiar cred că, dacă mă întreb, este cel mai important proiect pe care îl avem noi în desfășurare în momentul de față. Acum câțiva ani, dacă îmi spuneai că o să te duci la țară, Nu. Iată că cu vârsta încep cumva să te gândești și la astfel de lucruri. Se spune că cel mai greu este să construiești o casă cu persoana iubită. Iar odată ce ai făcut acest lucru și nu v-ați ciondănit, înseamnă că testul căsniciei este trecut. La ei cum este? Sunt discuții pe diferențele de gusturi? Nu este cazul, nu. Pentru că oricum avem un arhitect, avem o prietenă, foarte, foarte bună, care se ocupă de acest proiect. Datorită ei, visul acesta prinde cumva contur. Pregătirile pentru noul sezon Insula Iubirii au început, iar Adela o să rămână singură timp de aproximativ 2 luni. Sunt nerăbdător și nu, aș putea spune, pentru că știu foarte bine că îmi va fi dor de familie. Avem o familie numeroasă, suntem foarte mulți în familie și i-am desemnat pe toți, absolut pe toți, să aibă grijă de ea și de copiii mei. Și pentru că și ea, acum lăsăm gluma la o parte, pentru că și ea este un om care ține foarte mult ca familia să fie unită. Motiv pentru care de fiecare dată la ocazia sărbătorilor, diferitelor sărbători, suntem foarte, foarte, foarte mulți. Dar asta și datorită ei, pentru că ține foarte mult la acest lucru. Și acum este rândul lor să aibă grijă de Adela.